Noi creștem copii care sunt departe de civilizație. Liceul în colțul grădinii, da, iPhone 12 îl ține în buzunar. Ce ține de numărul de copii care decedează căzând în aceste licee și se neacă în toată masa ce e fecală. Deci sunt lucruri care ele nu pot fi neglijate. Cum să păstrezi o școală dacă tu ai 10-12 copii în școala respectivă? Noi ca și stat trebuie să ținem în brațe, să le creăm toate condițiile necesare. Partidele politice ar trebui să-și asume mai mare responsabilitate, mai multă responsabilitate pentru educarea alegătorilor săi. Doar o declarație mai puțin chibzuită a unui politician a motivat 100 de mii de oameni suplimentari să iasă la votare. Lucrurile nu se întâmplă de la sine. Asta e cert absolut. Trăim într-o lume în care cea mai importantă resursă sunt oamenii. Oamenii care nasc alți oameni, oamenii care cresc alți oameni, oameni puternici și curajoși, care inventează, inspiră, schimbă cursul istoriei, înregistrează recorduri și merită să fie cunoscuți. Mă numesc Mocanu Ion și oaspetele meu de astăzi este Iurie Ciocan. Iurie Ciocan, fost președinte al Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, doctor în științe politice, doctor honoris causa al Academiei Internaționale de Informatizare la Organizația Națiunilor Unite, lector, consultant și expert acreditat electoral. Salut, Iurie! Da, bună ziua! Sau, așa cred că merge în această perioadă. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. E o plăcere pentru mine. Da, ne bucurăm foarte mult. Și în primul rând vreau să am lecturat postarea dumneavoastră de dimineață pe Facebook și am văzut o postare tare interesantă. Vreau să vă felicit cu aniversarea celor 9 ani de activitate în cadrul, cum spunea, Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Felicitări! Da, mulțumesc! Este, de fapt, o instituție publică creată ca atare de Comisia Electorală Centrală în 2011. Eu am avut o activitate doar sporadică acolo în calitate de trainer, în calitate de persoană care am instruit alte persoane. Uh-huh. Dar am contribuit la formarea acestei instituții, de la ideea și până la lansarea ei, să spunem așa, pe piață, ca și centru de instruire continuă a persoanelor mature implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor. Mm-hmm. Și aici vorbim nu doar de funcționari electorali, membri în organele electorale, vorbim și despre observatori și despre reprezentanții partidelor politice în organele electorale și despre trezorierii partidelor politice, mm-hmm, în perioada electorală și despre reprezentanții poliției care, voleți, nu voleți, au atribuții în organizarea alegerilor prin asigurarea ordinii publice. Am avut traininguri și sunt și în continuare traininguri, module întregi pentru judecători în examinarea cauzelor ce țin de litigiile electorale și multe, multe altele. Deci este o activitate destul de complexă, dar care deja acum se vede că dă roadele sale în creșterea calității procesului electoral. Noi vedem exact în ultimele 3-4 scrutine după 2011, cât au fost în Republica Moldova, uh-huh, apare expres menționat de către observatori internaționali, fie veniți pe partea OSCE, ori pe partea altor organizații internaționale, menționează că alegerile au fost administrate profesionist. Și în continuare menționat. Ceea ce pentru mine, de exemplu, cred că e un scop stabilit și un scop bifat. Asta ne-am dorit, alegerile să fie organizate de către un corp profesionist de oameni. Am înțeles. Dar care sunt rezultatele ca număr? Pentru că am văzut tot, ați menționat. Da, în această perioadă de 9 ani de zile, prin instruirile organizate de către Centrul de Instruire, au trecut circa 70.000 de oameni. Este un număr mare din punctul meu de vedere. Uh-huh. Sigur că această instruire ea nu se face individual pentru fiecare om în parte. Se fac în grup, se fac în mare parte în teritoriu. Au fost lansate module de învățare la distanță, uh-huh, când persoana poate acasă, prin intermediul rețelelor electronice, să-și ia cursurile respective, să le studieze, ulterior bifând anumite răspunsuri la întrebări, trecând o anumită testare, își primește certificatul de persoană instruită. Uh-huh. Deci am încercat să fim cât mai modern, cât mai aproape de cetățean, sigur că da.
Da, este o inițiativă foarte interesantă și foarte bună. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Nu e doar meritul meu, vreau să fie clar că a fost un merit de la crearea lui, deci a fost un merit foarte, foarte puternic a unei echipe întregi. Și toți acești 9 ani la centru au muncit persoane profesioniste, persoane foarte bine pregătite, care au dedicat timpul, cunoștințele sale pentru a instrui alți oameni. Și nu în zadar am menționat că este vorba de instruirea maturilor. La instruirea maturilor sunt utilizate practici și metodologii speciale. Nu este cum ai instrui un elev ori un student. Când ai venit, ai citit prelegerea, ți-ai luat mapa soțoară și ai plecat. Nu. Instruirea maturilor se face conform practicilor și metodologiilor internaționale prin metode foarte interactive, prin aplicare, prin practică, prin simularea unor exerciții. Sigur că oferind și o bază teoretică inițial. Dar este un exercițiu mult mai complex. Am înțeles, mersi. Înainte să fac o cercetare a personalității dumneavoastră pe internet, până să mă pregătesc de interviu, am crezut și cred că e adevărat că n-am reușit încă să aflu toate domeniile prin care ați activat și vreau să, pentru că am făcut o mică introducere a dumneavoastră, vreau să-mi spuneți dacă ar mai fi ceva de adăugat cu privire la Iuri Ciocan. Din cele ce nu ați remarcat dumneavoastră, au fost 3 ani de muncă în cadrul unui proiect susținut internațional, proiect de reorganizare a administrației publice centrale. În oficiul primului ministru, când s-a revăzut toată baza legislativă cu privire la guvern, a fost aprobată o nouă lege cu privire la guvern în cadrul acelui proiect și ca și finalitate a fost reorganizată structura și funcționalitatea administrației publice centrale. Vă aduceți aminte acea reducere din numărul de ministere, reducerile de personal care au fost făcute, practic debirocratizarea mai multor instituții, formarea unor centre, cum ar fi, de exemplu, Agenția Servicii Publice, care este un singur centru de prestare a serviciilor publice și multe alte lucruri interesante. Pentru mine a fost o experiență foarte, foarte interesantă și să știți că foarte utilă. Am descoperit lucruri noi, am învățat, am avut posibilitatea să învăț de la experți germani, de la experți naționali, o echipă foarte puternică a fost selectată și mie foarte tare mi-a plăcut acea muncă și am putut vedea și vedem și astăzi rezultatele acestei munci. Pentru că nu s-a pus scopul în fața experților, ori guvernul Filip care a promovat aceste schimbări, nu a avut scopul economisirii banilor la buget. Deși s-au economisit și bani, circa 380 de milioane de lei s-au și economisit. Dar scopul a fost optimizarea serviciului public în așa mod în care să-i dăm o maximă eficiență. Noi am făcut o simplă contrapunere, de exemplu, cu statele de personal a guvernului din ultimul guvern condus de doamna Griceanei în perioada când președintea țării era domnul Vladimir Voronin și structura și organigramele guvernului condus de domnul Filip, am înregistrat o creștere de personal cu 42% din 2009 până în 2017. 42% a crescut numărul de personal în ministeri. Toată lumea invoca că salariile sunt mici, dacă noi ne-am uitat pe fișele de post, suprapunere, o sumedenie, lipsă de responsabilitate, lipsă de certitudine de ocupație. În cadrul unui minister puteai găsi o compilație întreagă de funcții care împreună nu pot exista. De exemplu, funcție de autorizare și funcție de control. Adică tot eu autorizez, tot eu controlez. Ori prestarea de servicii direct contra cost cetățenilor. Inclusiv am depistat servicii ridicole, dar care se prestau de către ministerie. De exemplu, ai nevoie de o fotocopie la un document, trebuie să plătești un leu în caserie ministerului. Și tot așa, și tot așa. Deci lucrurile astea au fost curățate, toate aranjate într-un mod absolut agreat european, consultat cu instituțiile specializate din cadrul Uniunii Europene, am avut și avize scrise, ministerile au rămas doar instituțiile care generează și promovează politicile în domeniul său de activitate. Implementarea acestor politici vine altor instituții subordonate ministerilor, organele de control își exercită funcția de bază, controlul, prestarea serviciilor iarăși a fost externalizată, cum am spus, a fost format o instituție mare, Agenție Servicii Publici, care între timp s-a deschis și centre multifuncționale practic în toate raioanele Republicii Moldova. Și cam asta a fost din ceea ce n-ați menționat dumneavoastră. Cum am zis, pentru mine a fost o experiență colosală. Eu m-am marcat și m-a schimbat mult această experiență. Acești 3 ani îmi dau seama că pentru mine au trecut ca cel puțin 10 din viață. Deci sarcina a fost foarte, foarte intensă, dar și foarte, foarte interesantă.
Până în 2018, Republica Moldova a trăit cu o lege, care se numea Legea cu privire la guvern, aprobată în 1989, încă în Uniunea Sovietică. Deci nici unul din guverne, nici unul din parlamentele existente din 89 până în 2018 în Republica Moldova nu a schimbat acea lege. Deci așa au perpetuat-o și noi la acel moment aveam două legi care au fost adoptate încă în Uniunea Sovietică și aplicate direct în perioada noastră modernă. Vorbeam de legea cu privire la guvern și vorbeam de legea cu privire la circuitul limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Și aceste două legi încă aprobate în 89. Trei valori majore, trei funcții majore care îi vin administrației publice centrale. În primul rând vorbim de elaborarea politicilor. Fiecare minister își are domeniul său de activitate, de responsabilitate. Deci politicile în domeniu. Asta e administrația publică centrală. Sigur că implementarea acestor politici, sigur că exercitarea controlului. Eu aș mai adăuga aici și disciplina fiscală, controlul pe partea de colectare de impozite și corectitudinea utilizării acestor impozite. Deci aici aș atrage atenția major. Am găsit într-un articol, într-un interviu cu soția dumneavoastră, Nona Marian, următoarea afirmație. Citez. Poate faptul că are o interpretă în casă l-a stimulat să-și dorească să crească. Citat încheiat. Cum comentați această afirmație? Interesantă afirmație. Asta eu mi-aduc aminte cel interviu. Cred că are dreptate, pentru că noi nu am fost, în momentul în care ne-am unit destinele într-o căsătorie, noi deja ambii eram persoane publice. Deci și eu eram secretar deja Comisiei Electorale Centrale și deseori apăream în spațiu public, la televiziuni, deci inclusiv cu munca care o făceam. Soția era interpretă de muzică ușoară, tot, din punctul meu de vedere, destul de bine cunoscut. Deci atunci când noi am format această căsătorie, noi eram ambii conștienți de acest lucru, nu am creat piedici unul altuia, ne-am încurcat unul altuia, invers ne-am motivat să mergem cât mai departe și cât mai sus ambii. Este, sunt de acord cu această afirmație și asta a fost. Noi nu am avut programe speciale de susținere a unui altuia, lucruri s-au primit organic din activitate. Fiind ambii conștienți, uite, noi facem ambii o carieră. Deși când în familia noastră a apărut în 2005 prima fată, pe urmă în 2007 a doua fată, poate vă fi curios, paradoxal, fetele noastre s-au născut cu o distanță de 2 ani, dar în aceeași zi. Da, așa s-a întâmplat, așa vreau Dumnezeu să fie. Soția, într-adevăr, a dedicat destul de mult timp educației copiilor. Eu, într-o măsură, spunem așa, mai mică și simt această lipsă, pentru că atunci când mi s-au terminat activitățile, s-a terminat mandatul la Comisia Electorală Centrală, când am început să petrec mai mult timp acasă, lângă fete, mi-am dat seama că o perioadă de ani buni, buni ani, cred că, nu știu, 5-7 ani din viața fetelor, eu le-am trecut așa cam pe alături, din păcate. Din păcate. Și sunt aici o incomoditate personală. M-am străduit să fiu cât mai mult prezent lângă ele. Acum, sigur, compensez acest lucru, dar deja sunt domnișoare mari, 15 și 13 ani, așa că eu cât pot sunt alături de ele, dar deja sunt fire senestătătoare pe deplin. Da, mulți ani. Dar cum compensați acum? Ia că ați spus că încercați să fiți alături de ele, dar prin activități? Sau? Prin activități comune, prin petrecerea timpului împreună, prin discuții mai multe la diferite teme, inclusiv ce țin de viața lor, de planurile lor de viitor, de cărțile care le citesc. Probabil au prins fetele organic acest lucru de la noi, iarăși prin exemplu propriu, pentru că și eu și soția noi citim destul de mult. Ultimul timp, din păcate, mai mult pe suport electronic, dar încă 3-4 ani în urmă, când fetele urmăreau fiecare activitatea noastră, noi citim și citim foarte mult, anume pe tipar, pe hârtie. Fetele acum, la fel, au biblioteci proprii, deja formate, citesc destul de mult. Frumos. Și mă bucur acest lucru. Știți că noi am ajuns să limităm deja accesul la cărți, pentru că simțim că afectează inclusiv și vederea. Da, pentru că e prea activ, prea să atrag. Deci într-o vară, de exemplu, a fost citit întreg toate volumele Harry Potter și altele și tot așa. Wow. Da. Deci e destul de mult.
Care au fost cele mai puternice două sau trei cărți care le-ați citit în ultima perioadă? Eu ce am citit? Deci chiar acum recitesc Machiavel, Imperator, chiar acum. Asta mă interesează pentru că am și pregătesc o anumită publicație, un articol și am nevoie de această reîmprospătare a viziunilor istorice asupra comportamentului politic, asupra modului de gândire și prestare a activităților politice de către persoane notorii din trecut. Deci chiar acum fac acest lucru. Dar mi-este interesant. Sigur că am prins toate cărțile care, să zic eu, erau la modă cu Homo sapiens, Homo Deus și toate cărțile care la noi se discutau în acest sezon, cum am mai ales în perioada de pandemie, tot așa le-am trecut foarte, foarte repede. De ce credeți că nu se investește în Republica Moldova în infrastructura școlilor? Greu de zis de ce nu se face. Este cert că avem o problemă aici cu infrastructura școlară. Eu am scris și am abordat această problemă pentru că am văzut cum este în realitate pensate problema blocurilor sanitare în școli. Și nu m-am atins de alte lucruri pentru că nu le cunosc atât de bine ca să pot da o expertiză. Dar ceea ce am văzut nu necesită o expertiză. Ceea ce am văzut noi, ceea ce am văzut eu și cu colegii mei atunci când am fost mult pensat în perioada activității la în proiectul de la guvern, m-a lăsat frapat. Deci noi creștem copii care sunt departe de civilizație. Și aici am adus chiar niște exemple, comparându-ne cu Roma antică, da, care 2000 de ani în urmă avea deja blocuri sanitare încălzite, cu apă, cu canalizare, și noi nu le avem nici asta. Noi nu le avem nici asta. Asta e o problemă. Noi avem băieți, fete, copii mici, clasa 1, clasa 2, clasa 5, clasa 10, care acum pe ger sunt nevoiți să meargă afară, la liceu. E o problemă. Și aici, de ce nu se fac investiții? Mi-e vine greu să spun, dar eu cred și prin toate măsurile și posibilitățile care le am eu am să promovez această idee ca fie pe parte de sector asociativ, oamenii să-și unească eforturile. Dar probabil că ar fi mult mai eficient dacă ar fi un program guvernamental de construcția acestor blocuri sanitare în școli. Fie prin anexie la clădirile existente, fie prin reconstrucția unor încăperi interne. Dar această problemă trebuie rezolvată. Eu din 89 până 94 am făcut studii la Facultatea de Inginerie la Universitatea Tehnică. Și eu sunt ferm convins că din punct de vedere ingineresc acest lucru este absolut posibil. Chiar în cazul în care nu este nici apeduct centralizat în sat, când nu este nici canalizație centralizată, oricum astăzi soluții inginerești există. Prin fose septice, prin hidrofoare care alimentează cu apă și multe alte soluții tehnice există. Este nevoie de dorință și de percepere la nivel înalt că asta e o problemă. Caut soluții atunci când înțelegi că există o problemă. Noi atâta timp am neglijat acest lucru, atâta timp nu s-a discutat în spațiu public. Eu nu am scris în postarea mea, eu nu știu dacă ne vor privi copiii aici, pentru că vroiam să atrag atenția și la o statistică foarte, foarte urâtă, foarte groaznică, eu aș spune, ce ține de numărul de copii care decedează căzând în aceste vicei și se neacă în toată masa cea fecală. Deci sunt lucruri care ele nu pot fi neglijate. Ele nu pot fi neglijate. Cazuri de acestea noi avem în fiecare an și nu e vorba de doar un singur caz. Sunt cazuri multiple în fiecare an. Eu am să insist pe tema asta. Oricât am să am această posibilitate, eu am să insist pentru că e o problemă care nu poate fi trecută cu vedere. Noi nu putem să ne credem stat civilizat, să fim cu nasul pe sus, că noi suntem în mijlocul Europei, că noi suntem urmașii getodacilor, Ștefan cel Mare, într-una tot să-l amintim, dar niște lucruri elementare. Eu nu vorbesc de autostrăzi, da? Dar vorbesc de lucruri elementare care țin de nivelul minim de viața unui om, care să-l poți spui că ești un om din secolul 21. Noi toți îmblăm cu telefoane mobile, toți, da? Copiii la școală sunt cu telefoane mobile în buzunar, dar la baie merg afară, în curte, la ger. Da, e adevărat. E o problemă aici. Și, nu știu, ea, într-adevăr, pe cât e de tristă, ea, pe atât e de stringent, necesită fi rezolvat.
Da, consider și eu că este o nevoie fundamentală umană și chiar și din piramida lui Maslow putem cunoaște exact. Acest moment. Exact. Dar eu cred cumva, dacă o să comentați afirmația mea, adică cumva moldovenii sau cetățenii Republica Moldova, adică noi încercăm tare mult să ne ducem, să ne dezvoltăm personal, dar cu infrastructura rămânem în urmă cumva. Adică nu se creează echilibrul ăsta dintre să mergem, adică cu amândouă resurse, spun așa, masive. Știți, eu cunosc situații când tineri care pleacă din țară ulterior nu vor să vină acasă și eu am asistat la o discuție în cadrul unei familii când părinții spuneau că de ce nu mai vii, că nu te-am văzut de mult, să vii. Au zis că când ai să faci viceu și baie în casă, atunci am să vin. Copiii crescuți la țară care au trecut toate aceste greutăți prin pielea lor și acum ei cer de la părinți, uite, schimbați-vă. Dacă vreți, noi vă ajutăm să vă schimbați, dar schimbați-vă. Cred eu că noi trebuie să trecem prin această schimbare. Și noi trebuie să schimbăm această mentalitate, să, nu știu, să împrumutăm bani, să facem nunți pompoase și tot restul, dar să nu avem grijă din niște nevoi fundamentale, fiziologice, să le rezolvăm. Cred că trebuie această paradigmă schimbată. Și noi putem să o schimbăm. Doar este nevoie să conștientizăm că acest lucru este o problemă. Eu de multe ori am discutat cu oameni la țară care nici gând nu au să-și treacă blocul sanitar în casă. Și așa îl țin în capătul grădinii, pentru că ei cred că asta e normal. Și când discuți cu ei, nu au necesitate. Ei nu sunt nevoie. Îmi întreb, de ce faci anume așa și nu faci altfel? Eu nu sunt nevoie, ei sunt ok așa, așa e bine, așa au fost la părinții mei, la bunii mei și el crede că așa e normal. Deci aici e nevoie de o campanie de explicare că așa nu e normal și nu mai poți trăi anume așa. În condițiile astea trebuie să ai o mai mare responsabilitate față de sine, să te tratezi cu mai mult respect față de sine, să înțelegi că e o problemă și de sănătate. Pentru fete este o problemă ulterior și de reproducere. Sunt lucruri foarte serioase. Unul din prietenii mei spunea că el ar declara, spun așa, educația caramură specială sau de bază în stat, în care, spunem, a acumulat toate fondurile și a trimis, să zicem, 100 de profesori la cele mai bune universități din toată lumea, ar plăti toate studiile, să revină înapoi, că ulterior să fie repartizați în toată Moldova, să le plătească salariul care este, adică pe piața UE, și adică să dăm educație de calitate în țara noastră. Poate ați auzit și dumneavoastră de acest caz, pentru că el a fost și în presă pe larg mediatizat, studenți de la medicină care au absolvit facultăți, nu mai știu care una din facultăți, la Universitatea de Medicină și Farmacie, din contul bugetului, deci pe locuri la buget, ulterior urma să fie repartizați la locul de muncă și au primit repartizări în localități rurale și au refuzat să meargă și prin instanța de judecată au obținut dreptul de a nu merge conform repartizării, dar să meargă să-și caute loc de muncă acolo unde crede necesar. Ceea ce îmi pare absolut deplasat așa o abordare. Deci când vorbeați dumneavoastră de această idee, chiar mă gândeam câți din ei vor reveni și vor vrea să muncească aici. Mai ales în regiunile. Acești oameni care vine și se întoarce acasă și dorește să muncească aici, ei, din punctul meu de vedere, noi ca și stat trebuie să ținem în brațe, să le creăm toate condițiile necesare. Eu cunosc inițiative care erau în perioada 2016-2019 la guvern privind stimulentele pentru procurarea casei în localitate rurală, pentru profesori, pentru medici și alt gen de suport. Deci lucrul ăsta ar trebui, indiferent de guvernare care o avem, lucrul ăsta trebuie dezvoltat și motivați oamenii să vină, să muncească mai aproape de oameni în localități rurale. Dar și aici avem o altă problemă. Haideți să ne uităm la localitățile actuale rurale. Noi avem primari aleși cu 100 de voturi. Avem primari aleși cu 200 de voturi. Avem primării unde nu mai avem copii. Avem primării unde, bun, drumuri nu mai sunt. Sunt câteva zeci de case, dar au primării. Cât e de eficientă o așa structură administrativ-teritorială? Putem noi să ne permitem un asemenea lux să menținem așa o structură? În cadrul unui studiu realizat în 2018, deci am ajuns la niște concluzii grele, din punctul meu de vedere. Deci în fiecare lună, din bugetul central, bugetul Republicii Moldova, 118 milioane la acea vreme se transferau către primării doar pentru compensarea cheltuielilor pentru salarizare și pentru achitarea facturilor. 118 milioane în fiecare lună. Deci sunt bani foarte mari, care se duc doar pentru mentenanță. De banii ăștia nu se construiește nimic, de banii ăștia nu se repară nimic.
nu se instalează iluminat stradal, ori alte lucruri utile sătenilor, ori localnicilor. Din banii ăștia, 118 milioane de lei doar să plătesc salarii și facturi. Aici este o problemă. Din punctul meu de vedere, cât mai rapid va avea loc reorganizarea administrativ-teritorială. Sigur că în baza unor norme general acceptate și în cadrul Uniunii Europene, cu descentralizare mare, cu oferirea capacităților și umani, și logistice pentru primării să se auto-mențin, să auto-dezvolte. Să poată și colecteze și impozite, să aibă agent economic în teritoriu, să aibă mai multe bunuri în teritoriu. Da? Astăzi această dispersare, ea practic reprezintă o imagine, dacă facem un zoom out la harta Republicii Moldova, ediția 2020, și zoom out la harta din 85, de exemplu, da? Când eram în plin socialism în URSS, o să vedem că trei raioane la sudul Republicii Moldova au format o tagă găuzie după independența Republicii Moldova. Cinci raioane au rămas în partea dreaptă a Linistrului și un raion Căinari a fost dispersat, adică divizate localitățile care s-au dus către Căușeni, care s-au dus către Anenii Noi. În rest, structura a rămas exact aceeași. Dar noi nu mai suntem de mult în Uniunea Sovietică, unde habar nu aveam ce înseamnă economie de piață, ce înseamnă sustenabilitate, ce înseamnă mentenanța locală, ce înseamnă administrație publică locală descentralizată și multe, multe alte lucruri. Deci aici, cred că pentru 4-5 ani de zile înainte avem de făcut multă muncă, noi ca țară. Cine o va face, trebuie să-și o asume, un guvern, un parlament, să o facă, pentru că așa noi nu mai ieșim din sărăcie. Noi nu se vorbește, da, flagelul cel mai mare care astăzi tot este vehiculat în spațiu public este corupția. Dar nu doar. Nu doar. Noi avem o sumedenie de probleme în spate care trebuie una câte una rezolvate. Inclusiv și această reorganizare, modernizare a statului. Asumarea de noi responsabilități. Foarte mult am auzit critici vis-a-vis că, uite, într-o anumită perioadă unele școli au fost închise. Dar nimeni nu s-a dat întrebarea, dar cum să păstrezi o școală dacă tu nu ai învățători? Cum să păstrezi o școală dacă tu ai 10-12 copii în școala respectivă? Dacă școala aceea nu a fost reparată, dacă școala aceea era gândită și planificată pentru 300 de copii, dar acum au rămas 50, ori 40 de copii, ori 20, e trebuie încălzită, e trebuie reparată, profesori nu mai sunt. Și același moment iar de mentenanță, doar pe mentenanță. Exact, și banii se duc doar pe mentenanță. Dintr-o parte, vorbeam cu un bun prieten de meu din România, un renumit expert, să nu dau nume acum, anume în domeniul administrației publice, structurii administrației publice, zicea că îți creează o impresie, dintr-o parte, cu cineva special face acest lucru ca să mențină cât mai mult în această stare amorfă și în această mocirlă, să nu dea voie să vă dezvoltați, să ridicați capul în sus, cumva să vă eliberați, să respirați mai liber și să puteți merge înainte în dezvoltare. Pentru că e vorba tot de banii noștri. Imaginați-vă că aveți un salariu care e în bugetul de stat, dar primiți acest salariu și vă duceți și-l cheltuiți, nu știu, pe lucruri inutile total. Dar nu dezvoltați ce credeți că ar trebui de dezvoltat. Am înțeles. Pentru că ați menționat și despre vot, până la urmă, cât este de important un vot pentru un cetățean? Eu vreau să fiu înțeles corect. Eu am promovat și voi promova în continuare activismul civic. Deci eu cred că oamenii trebuie să vină să voteze. Dar dacă ne uităm în regiune, o rată de participare de 50%, 52% în cazul nostru, este o rată foarte bună. Uitați-vă, alegerile din România s-au întâmplat săptămână în urmă. Și noi avem 27% rată de participare. Uitați-vă în alte state, care sunt ratele în Polonia, tot așa, rata e sub 30. În vechile democrației, în Uniunea Europeană, rare ori când ajunge rata de participare la 30%. Probabil, n-aș vrea să zic că este o apatie, dar deja devine o normalitate, probabil, când soarta statului este decisă de un număr activ de cetățeni, o anumită masă critică de cetățeni activi. Politicienii ar face bine dacă și-ar educa proprii alegători, și-ar educa proprii cetățeni. Nu din alegeri în alegeri. Pentru că dacă o să vedeți, la noi partidele, într-o fază activă, dar activă, așa, fierbinte, chiar să zic, cu proteste, cu conferințe de presă în toată ziua, cu pichete, cu tot felul de acțiuni publice, doar cu o anumită perioadă înainte de alegeri.
Am avut exemple care nu întocmai corespund și acestor norme. Da? Am avut exemple când partidele și-au dus activitatea mai constant între mandate, dar iarăși sunt cazuri sporadice. Partidele politice ar trebui să-și asume mai mare responsabilitate, mai multă responsabilitate pentru educarea alegătorilor săi, pentru educarea în genere a cetățenilor, promovând anumite valori general umane, în primul rând. La noi nu, știți, după perioada sovietică, nu sunt un fan în perioadele sovietice, dar atunci, prin propagandă, prin educarea care exista atunci, se impunea un anumit set de valori. El poate fi supus unor viziuni și discuții critice. Astăzi acest lucru nu se mai face. Se crede că omul va însuși valorile de la sine. Dar de la sine nu se întâmplă. Ori însușirea acestor valori, ori se însușesc alte valori decât cele care ar trebui să aibă un cetățean. Responsabil, bine pregătit, bine instruit, un cetățean care știe valoarea și cultura muncii în societate, responsabilitatea civică, inclusiv cu participarea la alegeri, inclusiv cu respectul față de legi, inclusiv cu plata taxelor și impozitelor, multe, multe alte lucruri. La noi, din păcate, nu se întâmplă tocmai așa. La noi este invers. Ești mai șmecher dacă cumva ai reușit să nu plătești, să te eschivezi, să nu participi. Cam asta e situația. Eu, în toate comunicările și cu studenții mei și, bun, nimai vorbind în familie, întotdeauna promovez acest lucru. Nu există o perioadă, ori o campanie electorală, ori alegeri în Republica Moldova la care eu n-aș fi participat. La toate. Am mers și am participat. Întotdeauna am încercat să identific o opțiune care ar fi cât de cât aproape de mine. Nu vreau să zic că am votat întotdeauna pentru omul care mi l-aș fi dorit. Dar am votat în conjunctura în care a fost. Pentru că cred că noi oricum trebuie să avem o determinare. Da? Asta. Credeți că persoanele active, prin participare activă la vot și a promova aceste valori, adică poate să facă o schimbare legală, pozitivă în țară? Sigur că da. Uitați-vă ultimul exemplu a alegerilor prezidențiale, turul 2. De la turul 1 la turul 2, doar o declarație mai puțin chibzuită a unui politician a motivat 100 de mii de oameni suplimentar să iasă la votare în afară țării, comparativ cu turul 1 și turul 2. Doar o simplă declarație. Evident. Evident, oamenii noștri își doresc să vină, să vină la votare. De asta eu și pedalez foarte mult ultimul timp în deoseb, dar fac lucrul ăsta, cred că, de prin 2007, când prima dată am văzut cum se întâmplă lucrurile legate de votul electronic. Deci eu sunt un adept a votării electronice. Cred că telefonul dumneavoastră se deblochează prin amprentă digitală. Ori presupun că se blochează, a meu cel puțin se deblochează prin amprentă digitală. Acum telefoanele de ultimă, să zic, generație, bun, telefonul meu cred că are peste 2 ani, dar oricum, cred că și 2 ani în urmă deja erau multe telefoane care se deblocau cu amprenta digitală. Amprenta mea digitală la fel, la degetul mare, este fixată în registrul de stat a populației, în pașaportul biometric, pentru că toți noi cetățenii Republicii Moldova, grație acordului de asociere și dreptului de a circula în Uniunea Europeană fără vize, noi toți ne-am asumat o obligativitate să avem pașaporte biometrici. Deci noi avem o conexiune deja clară între mine ca cetățean, amprenta mea digitală unicală și baza de date a statului autentificată și garantată de stat că ea este unicală și corectă. Foarte multe lume astăzi, eu văd acest lucru, și deblochează telefoanele, alte gadgeturi electronice prin imaginea facială, prin Face ID, Face Recognition. Poza mea este în pașaport, poza mea este în buletin. Eu vă vorbesc doar de instrumente de identificare a cetățeanului la distanță, care într-un proces electoral este crucial. Sunt două elemente de bază în votarea electronică. Cum identificăm cetățeanul la distanță și cum îi autentificăm votarea și îi garantăm această votare autentificată. Nu eu mai modificăm după asta, decât dacă nu-și dorește el singur. Acestea sunt două întrebări majore. La toate aceste două întrebări deja sunt soluții tehnice, multe, uzuale. Noi deja le folosim foarte, foarte activ. Doar că nimeni nu se așează și zic, ok, noi putem lua deci elementul 1, deci elementul 2, deci elementul 3, îl aranja într-un sistem funcțional electronic și să-i dea drumul să mergem. Pilotăm o dată, mai pilotăm de două ori, mai învățăm. Învățăm, în primul rând, politicienii să accepte rezultate din black box. Pentru că eu cred că aici e problema cea mai mare. Politicienii noștri astăzi, cu cei cu care discut eu, cu multe lume din politicieni comuni,
Frica mare este că ei nu au suficient grad de încredere în tehnologie și de fiecare dată întreabă, da unde o să stai serverul, da cine o să bagi acolo, da cum poate fi, chiar că precis că cineva să-l manipuleze și tot așa și tot așa. Dar banii îi ține la bancă pe card. Și merge și achită oriunde în lume și nu se teme că o să-i furi cardul, adică că o să-i furi banii de pe card și tot multe alte lucruri. Zic, tehnologiile se dezvoltă atât de rapid. Și sofisticările care îmi păreau 9 ani în urmă, astăzi deja sunt absolut uzuale. Votul din corespondență, din punctul meu de vedere, de pe an ce trece, de pe alegeri ce trece, tot mai mult se discreditează. Din păcate. Uitați-vă, din 34.000 de voturi, de mii de votanți prin poștă în ultimele alegeri în România, 14.000 de plicuri s-au pierdut. Și nimeni nu știe unde sunt. S-au înregistrat oameni, au votat, au trimis plicul și de la 34.000 au ajuns doar 14.000 s-au pierdut. Nu știe nimeni și caută răspunse, că văd că în presa din România este subiect de discuții, să discute, poate le găsesc. Situațiile, nu știu pe cât sunt de corecte, pentru că n-am fost prima, de exemplu, pentru alegerile din 2008, când a fost ales Obama prima dată președinte a Statelor Unite Americii, am văzut alegerile direct în SUA, în 12, în 16, când a fost ales Trump, iarăși am văzut, pot să mă dau cu opinie. De data aceasta nu am fost și nu am văzut personal, am discutat cu mai mulți colegi din SUA, care sunt profesioniști în alegeri și am auzit opinii diverse. Cineva spune că, uite, este o strategie de apărare al Trump, alții spun că, într-adevăr, au avut loc mișmașuri anume cu votarea prin corespondență. Pentru că s-aduc exemple când din 200.000 de voturi într-un stat votate prin poștă, niciun singur vot nu a fost dat pentru Trump. Și atunci eu am rezerve, dar oare e posibil așa ceva? Iarăși, eu nu vreau să speculez, nu vreau să contrasemnez această informație pentru că n-am verificat-o la prima sursă. Dar din ceea ce schimbul de opinii care l-am avut. Și de asta ziceam, votul prin corespondență deja, la fel, este un vot, o procedură învechită, prin poștă, am în vedere. Dar votul la distanță, votul prin intermediul rețelelor electronice, el devine deja o necesitate stringentă pentru noi, pentru toți. Faptul că familiile întregi se deplasează mii de kilometri ca să voteze în afara țării, pentru noi ca și autorități, ca și stat, pentru noi toți cetățenii, asta e o problemă. Asta e o problemă. Că nu toți cetățenii pot să voteze, că s-au terminat buletinile, asta tot e o problemă. Că nu se ajung secții de vot într-o anumită țară, tot e o problemă. Că nu se deschid în toate țările unde sunt concetățeni de noștri, iarăși e o problemă. Aici eu cred că noi putem, dacă există voință politică la acest subiect, putem identifica soluții tehnologice foarte rapide și rezolva această problemă. Odată și pentru totdeauna, pentru că în momentul în care dai de bine cetățeanul, când dai de bine de ușor, se deprinde foarte repede, creează anumite abilități. Nu știu dacă vă aduceți aminte dumneavoastră prima experiență care ați avut-o cu poșta electronică. Eu mi-aduc foarte, foarte clar aminte cum a fost experiența mea, că era prima poșta mea a fost pe Hotmail, că numai Hotmail era disponibil atunci, era foarte, foarte departe acea experiență, dacă nu greșesc că era an 95, cred că 95 ori 96, 95 probabil. Astăzi deja mergem cu verificarea în doi pași, cu sincronizarea pe toate device-urile la aceeași poștă, și mult cu programarea la ora la care trebuie să-ți plece mesajul și tot așa și tot așa. Adică noi, tehnologia asta a devenit pentru noi foarte uzual. Noi trebuie să intrăm să testăm aceste lucruri. Să testăm. Dacă ne gândim că 12 ani în urmă nu existau de fapt niciun ecran tactibil. Acum la noi în jur tot e pe ecran tactibil, absolut. Tehnologia merge înainte și noi trebuie să ținem pas cu ea, dacă să cumva să totalizez. Și rămân în continuare un adept ferm a votării pe internet. Măsuri de securitate, cum am spus, identificare și autentificarea votului sunt suficiente. Suficiente. Cred că un hackathon pentru structura organizațională de IT, inclusiv pe alegerea online, votul electronic, spun așa, cred că ar fi una binevenită, spun, pentru cetățenii noștri și de testat, spunem așa, un drive test. Eu sunt ferm convins că noi, oricum, ca și orice sistem informațional, el trebuie trecut prin perioade de pilotare, testare, învățare greșelilor, erorilor, dar dacă nu pornim pe această cale, noi oricum odată și odată un pornit, dar dacă cât mai mult nu pornim, cu atât mai mult timp pierdem. Noi trebuie să începem a parcurge această cale.
ca să te înveți a alerga, trebuie să te înveți a merge. Și îndemnul meu este să începem a merge pas cu pas, proptindu-ne încetișor, dar peste o anumită perioadă noi să începem a fugi și a fugi repede. Frumos. Noi suntem o țară cu o infrastructură, acces la internet foarte bine dezvoltat. Suntem în top 5 ori, top 10, nu mai țin minte acum exact, la viteză de internet în lume. Deprinderea și preluarea tehnologiilor noi la noi în Republica Moldova este foarte înaltă. Eu discut cu manageri din companiile de prestare telefonie mobile, servicii de telefonie mobilă. Păi, grație, suntem dintr-o generație cu mulți din ei și comunicăm, pentru că ne-a știut mult mai devreme de când au apărut aceste companii. Această modă de a avea telefon nou, model de ultima generație azi, când încă de-abia a apărut vânzarea în America ori undeva în China, la noi Republica Moldova este un fel de orgoliu național. Da? Pentru că deci viceul e în colțul grădinii, în colțul harmanului, cum spunea, da? La bunica, la țar. Da, iPhone 12 îl ține în buzunar, ori 11, care costă 1000 de euro. Dar de 1000 de euro poate să-și facă un bloc sanitar acasă, în interior. Ca de o comparație, apropo, știți? Dar e că gradul de... Dar de ce vă zic acest lucru? Pentru că gradul de preluare a tehnologiilor la noi în Moldova e foarte înalt. Deci pentru noi acest vot electronic ar merge acasă. Am înțeles, frumos. Care sunt plăcerile lui Iurie Ciocan? Boxul. Boxul? Da. Sportul. Ca atare fac multe mișcare. Chiar și azi am reușit să ajung și în sală sportivă. Da, faceți sport, adică... Fac sport, mă străduiesc să-l fac cu regularitate, da. Nu am anumite nevoi speciale pentru asta, doar decât vreau eu să mă simt bine și asta e o deprindere de ani de zile pentru mine, care a devenit o parte din modul meu de viață. Ok. Care este cel mai mare vis al dumneavoastră? Să fii mamă sănătoasă cât mai mult timp. Care este cea mai mare provocare pentru dumneavoastră? Depinde. Profesional, probabil ar fi câteva. Aș vrea să văd proiectul de reorganizare teritorială administrativă implementat. Aș vrea să văd proiectul și să particip la implementare, nu doar să-l văd undeva ca spectator la televizor, în proiectul în votul electronic, deci ce ține de votul electronic implementat, astea sunt provocări profesionale. Aș vrea, am proiecte personale, proiecte care, în care am investit timp, bani, efort, la fel aș vrea să le văd în creștere. Deci astea sunt cam ambițiile cei ce ține de partea profesională, hai să spunem. De partea personală, sigur că familia, în primul rând, îmi cresc copii, aș vrea să le ofer posibilitatea să-și primească studii bune, să-și aleagă o cale corectă în viață, conform dorinței sale. Deci noi avem o viziune fermă cu soția, că nu îi impunem voința copiilor, că uite, obligatoriu trebuie să fii medic, ori actor, ori jurist, ori, nu mai știu, economist. Deci să-și aleagă calea în viață, noi sigur că suntem la dispoziția fetelor pentru a le oferi suport atunci când ele au nevoie. Probabil asta e o provocare mai mare, să fim alături de fetele noastre atunci când ele au nevoie cea mai mare de noi, să putem să le ajutăm să-și aleagă calea în viață. Am înțeles. Frumos. Da, cred că momentan, cred că direcția cea mai bună de educație este educația non-formală, educația prin sport și educația potrivită nevoilor și dorințelor, după părerea mea. Posibil. Posibil. Noi, de fiecare dată, cum v-am spus, am mers pe educația cu exemplu personal. Deci asta am făcut întotdeauna. Și valorile care le-am adus eu de la părinții mei, soției de la părinții ei, noi am încercat să le transmitem și fetelor. Cred că ne-a reușit într-o foarte mare măsură. Care este cea mai mare frică a dumneavoastră? Probabil frica de a nu reuși să-mi realizez anumite planuri. Și această frică mă motivează să fiu mai concentrat, mai focusat asupra problemei date. Începând de la planificare și terminând cu realizarea în timp. Am înțeles. Care ar fi definiția succesului din propria dumneavoastră experiență? Planificare. Planificare. Planificare detaliată și urmarea în tocmai a planului. Pentru mine un plan ar înseamnă acțiune, responsabilitate și deadline. Și în unele situații buget, dacă e nevoie.
Deci planificarea, eu cred că e secretul cel mai mare pe oricărui succes. Fie că e vorba de carieră, fie că e vorba de business, fie că e vorba de, nu știu, de buget familial, de orice ar fi. Înțeleg, sunteți foarte autodidact și disciplinat în toate... Eu mă străduiesc să fiu disciplinat. Da, autodidact, nevrând, devii autodidact când comunici cu studenții în regim săptămânal, adică cu frecvență foarte, foarte înaltă, adică, și vrând, nevrând, trebuie să faci față, pentru că studenții actuali sunt copii bine pregătiți, bine citiți, o mare parte din ei, copii care nu mai au inhibiții să dea întrebări incomode și te califică foarte repede dacă văd că nu faci față așteptărilor lor. Cel puțin. Ori dacă te văd că ești mai puțin competent în problema în care te abordează. Mm-hmm. Aici, sigur că e o provocare mare să corespunzi așteptărilor și cerințelor. Ce le-ați recomanda tinerilor ca să ajungă la succes propriu sau profesional, personal? Să nu se teamă, să-și stabilească scopuri ambițioase. Asta e, cred că, una din principalele recomandări. Să nu trăiască inhibați. Că eu nu voi putea, că unde-s eu și unde zborul în cosmos, de exemplu. Ori unde e firma mea cea prosperă, ori unde e cariera mea cea frumoasă care mi-o doresc eu. Deci să nu se teamă să gândească în termeni mari, cu ambiție și sigur să încerce să-și planifice realizarea planului său. Cum ajung la scopul trasat. Și mai departe să conducă de acest plan. Lucrurile nu se întâmplă de la sine. Asta e cert, absolut. Niciodată nimic de la sine nu se întâmplă. Era o frază care eu am folosit-o de câteva ori, chiar și în comunicare cu studenții, când un tânăr întreba un filosof cât de mult trebuie să aștept viitorul luminos. Și la ce filosof îi răspuns că dacă ai de gând să aștepți, e mult. Da. Înseamnă că planificarea și execuția e foarte importantă. Exact. Și responsabilitatea. Da. Trăim într-o societate destul de materialistă. Imaginați-vă că aveți $1,000,000. Ce ați face cu ei? Nu știu dacă o să mă credeți exact. Eu nu am valori, ori scopuri materiale nerealizate azi la moment. Deci am o casă, am un automobil, am anumite rezerve financiare care îmi permit să muncesc liniștit și să-mi mențin familia, acești bani, probabil că aș încerca să găsesc o modalitate, o parte din ei să-i multiplic, o parte din ei să-i folosesc în folos societății, inclusiv aș construi cel puțin vreo 10-20 de vicei prin școli moderne, fără panglici roșii la deschidere, dar cred că și această nevoie ar face parte pe lista de priorități. Am înțeles, frumos. Care sunt principalele 3 concluzii până la acest moment pe care le-ați făcut în viața dumneavoastră? Cum am spus, lucrurile nu se întâmplă de la sine. Dacă muncești, reușești. Și dacă ai încredere în tine, lucrurile merg înainte. Cred că astea sunt principalele concluzii. Trebuie să ai încredere în tine și trebuie să muncești zilnic. Zilnic să muncești pentru scopul tău. Ok. Mulțumesc mult pentru interviu, pentru aceste note motivaționale și de educație în ansamblu. Mulțumim. Și vreau să mulțumesc inclusiv și Pascaro Production pentru echipa și echipamentul care am reușit să facem această emisiune și Bibliotecii Publice de Drept din Chișinău pentru locație. Vă mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc. Sper să vă realizați obiectivele și inclusiv să educăm populația să aducem la mentalitatea care ne-o dorim fiecare din noi. Mulțumesc. Eu nu am de gând să cedez și din obiective și pe alții încurajez să nu cedez. Să meargă, chiar dacă nu aveți funcții publice, chiar dacă nu aveți pârghii administrative. Noi avem viziuni, avem limbă, avem mâini, picioare, putem motiva oameni, putem singuri munce, realizându-ne scopurile și obiectivele. Și nu doar individuale, dar și colective. În primul rând, cred că cele colective. Da, sunteți un luptător. Așa. Mulțumesc. Că trebuie să fim fiecare din noi. Sau să găsim luptătorul din noi. Mulțumesc. Mersi.